fermierii noștri au început să se reorienteze și către alte culturi, mai puțin tradiționale, pentru că, într-adevăr, în piață se caută și obțin și prețuri mai bune. A fost o creștere la arbuștii fructiferi. Avem în jur de 120 de hectare, cu pondere la lun, 33 de hectare, cătină, în jur de 4 hectare, zmeuri, afin, murdeci, există o creștere în acest sens. De asemenea, avem o creștere și la cultura de muștar, undeva la 22 de hectare. Cultura de lavandă a început să fie înființată în județ. De asemenea, au diversificat și gama de legume, în sensul că, în afară de legumele tradiționale, au venit și au cultivat castravetele amărui, un soi de roșii ciocolatiu și alte culturi care sunt mai puțin tradiționale, dar care au prins avans, să zic așa, în piață.